Domnul Iisus Hristos a spus, dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, m-ați iubi și pe mine, căci eu am ieșit și vin de la Dumnezeu. Voi aveți pe Tată ca Tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Minciuna are tată. Este diavolul. Diavolul încearcă să spună să nu mai ai credință, să nu mai ai nădejde. Trăim într-o lume în care fake news-ul, știrile, și vin știrile oficiale care se vor credibile și să fie crezute de populație, sunt mincinoase. Știm că și pe timpul Domnului Iisus Hristos, vă aduceți aminte, că străjerii au intrat în cetate. Și a spus că a înviat Domnul. Ei au văzut îngerul, ei au căzut ca morți. Spune că n-au fost morți, au căzut ca morți când au văzut strălucirea aceea. Și ei au intrat în cetate și au vorbit cu preoții cei mai de seamă. Și el le spune, spuneți că voi ați dormit și pe când dormeam, au venit ucenicii lui și l-au furat. Și evanghelistul Matei spune că s-a dus vestea aceasta, știrea aceasta, this fake news s-a dus până în zilele de astăzi, ca oamenii să nu creadă că Iisus Hristos a înviat din morți. În seara aceasta, Dumnezeu ne invită să-L credem pe Dumnezeu. El are putere, El face minuni și astăzi. El vindecă și astăzi. El vindecă cancerul, El vindecă inima bolnavă și sufletele care sunt întristate. Este Dumnezeu. De aceea, haideți să ne ridicăm în picioare. Să nu-L credem pe diavolul, să-L credem pe Dumnezeu. Că atunci când cerem, când batem la ușa de milă și îndurare, Dumnezeu ne ascultă. Dumnezeu ne ascultă.